Că tot canalul ăsta tinde puțin așa spre fotografie, spre latura mai artistică a videourilor. Azi vreau să fac review și unboxing la ceva ce multă lume a aștepta și s-au făcut foarte multe meme-uri, sau cum le spuneți voi. Pe tema asta au fost o grămadă și lumea a făcut mișto de treaba asta și am vrut să pun mâna pe așa ceva și să văd exact ce înseamnă, cum se comportă și cum arată. Hai să vedem despre ce e vorba. Huawei P30 Pro. În cazul în care nu știați, P-ul din numele device-urilor Huawei, P-ul vine de la fotografii. Deci device-ul ăsta este specializat pe fotografie și acest device, ultimul apărut de la Huawei, are 4 camere. 4 camere! Hai să vedem, hai să desfacem cutia. Avem scris deasupra P30 Pro, în dreapta P30 Pro. Pe spate avem niște detalii tehnice, nu ne interesează. P30 Pro pe partea stângă, la fel, niște detalii, nu ne interesează, coduri de bare, whatsoever. Iată că nu ne interesează. Momentul pe care l-am așteptat cu toții. Wow! Mamă, e imens! Față de un iPhone XS. E mare, e foarte mare. De-a dus și sedă. Lăsăm deocamdată deoparte, hai să vedem ce mai avem în cutie. Avem clasicul lac pentru a scoate cartela, foarte multe instrucțiuni și manuale destul de groase. Avem un încărcător, care nu știu dacă este quick charging. Nu este quick charging, într-adevăr, este super charge. Cu un USB Type-C și o pereche de căști. Lăsăm curios la căști, da, la căști avem tot mufă USB Type-C, pentru că acum nimeni nu mai folosește jack-ul, aparent. Și cam astea sunt toate chestiile pe care le avem în cutie. Și acum revenim la device în sine. Hai să-i dăm asta jos. Vai, vai, cât de bine arată! M-am lăsat deja o amprentă. Mai multe. Avem o culoare absolut superbă pe spate. Acum, vorbind de specificații, telefonul are în felul următor. Ecranul are 6,47 de inch cu o rezoluție de 1080x2340 de pixeli. 1080 ar putea suna ceva Full HD, dar de obicei lățimea este de 1920, nici într-un caz 2340. Atât de mare este diferența dintre lungime și lățime. Și vorbim de camere, pentru că practic asta cumva ne interesează. Și avem așa, prima cameră ar fi de 40 de megapixeli, diafragma de 1.6, 27 de mm, este o cameră wide. Apoi avem o altă cameră de 20 de megapixeli, diafragma de 2.2, 16 mm, care este ultra wide. Apoi mai avem încă o cameră și camera pe care vreau să o testez și probabil o așteptați și voi, este de 125 de mm, diafragma de 3.4, este o cameră telefoto, este o cameră tele, pentru a putea fotografia de la distanță, ce ne asigură undeva la 5 ori zoom optic. Din punct de vedere al performanței, vorbim de 8 GB RAM, o baterie de 4200 de mAh, ceea ce ar trebui să țină o zi, cel puțin o zi jumătate, lejer. Hai să vedem un pic la aspect cum arată. Avem pe spate cele 3 camere și avem camera 3D. Asta este a patra cameră. Este camera 3D care practic reușește să facă posibilă crearea bokeh-ului sau acelui blur în spate în momentul când faci un portret. În lateral avem un buton care este puțin distinctiv, se simte cumva diferit la atingere și dacă vă întrebați cum putem debloca telefonul în mod special și nu e ceva neapărat nou, dar are amprenta în ecran. Hai să-l deschid. Și să nu vă mai zic că avem o cameră frontală de 32 de megapixeli. Mamă, ce selfie-uresc ăsta! De-abia aștept să vă arăt. E superb. E absolut superb. Aparent, în momentul în care întoarcem telefonul sau facem anumite gesturi cu el, dacă este cu fața spre noi, se aprinde un mic indicator unde am putea pune noi degetul pentru amprentă. Și cât de folositor poate fi asta, să dai seama. Și în momentul în care l-am ridicat, avem senzorul pentru amprentă. Hai să revenim la tot ce ține de camera foto și video. Dar, vă spun un mic secret. Tot ce ține și o să intrăm în detaliu mai mult într-un alt episod. Nu vreau să lungesc pe asta și vreau să vă țin puțin în suspans, pentru că voi face un episod în care voi compara și voi testa camera asta cu un iPhone XS și o să facem un mic joc, o să fie super interesant, dar pentru asta trebuie să dați un subscribe ca să nu pierdeți următorul episod, pentru că vom vorbi în detaliu și vom vedea niște teste super faine ale camerei unui Huawei P30 Pro și ce poate să facă cu lentila telescopică. Acum vreau să vă cum arată un selfie și o simplă poză, ca să vă arăt un hint despre ce urmează în episodul următor. Hai să facem un selfie, să încercăm. Wow! Wow! Acolo avem niște fire de păr de barbă. Se văd incredibil de bine și atât de clare și sharp. Și acum hai să facem un mic test pentru camera din spate.
Asta este o fotografie absolut genială, făcută de un telefon. Sunt atât de multe de spus, sunt atât de multe de văzut despre device-ul ăsta, nu mi-ajung 2-3 ore cât să vă povestesc tot, așa că încerc să fac un mic sumar despre ce poate face. Avem până și modalitatea Pro la cameră, în care putem seta absolut orice, de la balans de alb, ISO, shutter speed și stilul de focus. Și o să vedem exact ce poate să facă. Și lentila aia telescopică. Episodul următor v-a lăsat cu un birou. Pa!